Salutare! În acest scurt clip vreau să spun, poate cineva își dă întrebare ce fructe se poate la dieta ketogenică. Și aș vrea poate pe unii să ajut care se gândesc tare, vor să mănânci ceva, dar nu știu ce, să-i ajut în alegere. În primul rând, fruct chiar nu se poate absolut nimic, dar se poate pomușoare, așa să spunem, da? Ceea ce nu sunt chiar fructe. De exemplu, se poate căpșuni, dar în moderație. Tot ce am să spun că se poate, se poate, dar în moderație, nu cu căldare așa câte un kilogram. Acolo un 100 de grame pe zi, 150, nu-i strașnic, da? Plus la asta, doar ai în 50 de grame de glucide să incluzi cantitatea asta. Și că, de exemplu, căpșunile, da? Ele au glucide 8, fibră 2 și zahăr 5, da? Deci tu practic 200 de grame de căpșuni, dacă ai mânca, ai 16 grame de glucide din 50 maximale care poți să le mănânci. Și restul mănânci salată, da? La căpșunile acestea poți să le consumi cu frișcă, de exemplu, sau smântână grasă, da? Că să fie anume și grăsimi, că să buferizeze insulina. Și e destul de bine o să meargă, da, căpșunile, practic, eu aș spune în părerea mea că sunt chiar cel mai bunic, ele și-s gustoase și nu sunt cu multe glucide, da. Se poate murile acestea negre, da, ele au 10 grame de glucide, 5 fibre, 5 zahăr. 50-50 fibra cu zahăr, îți dai seama, e superb, la fel, un 102 de grame nu-i strașnic. Și zmeură mai se poate. Zmeura are 12 glucide, dar are 7 fibre și 4.4 de zahăr. 7 fibre. Asta e destul de bine. Și tu, de exemplu, poți să mănânci 3 mese pe zi, după fiecare masă mănânci acolo, după o masă, 100 grame de căpșuni, 100 de grame de zmeură la a doua masă, 100 grame de muri la a treia masă. Ai 300 de grame pe zi, ai un desert plăcut. Sau, de exemplu, poți să faci, nu știu, nu așa, dar poți pur și simplu la un desert 200 de grame de căpșuni cu frișcă și cu un dulcitor încă poți să-i mai pui și să consumi. Foarte gustos și foarte bine. Practic, eu câteodată așa și făceam vreo 150 de grame de căpșuni cu 50 de mililitri de frișcă de 50 de grame grăsime. Superb, pur și simplu. Dar doar astea se poate. Restul acolo, banane, mere, pere, și restul, nu, categoric nu se poate. Dacă ți-a fost de folos, dă un like, abonează-te, pasă clopoțelul și ne vedem în următorul clip. Pa!